Zice Mântuitorul Hristos, lăsați copiii să vină la mine. Dar tot Hristos spune că El este viața, adică să lăsăm pe copiii să vină la viață. Cele mai importante lucruri pe care le putem face în lumea aceasta nu sunt palate, conturi în bănci, bitcoin și alte grozăvii pieritoare, da? Și cea mai importantă este viața. Da? Cea mai importantă este viața. Viața care, deși lumea asta e sucită în fel și chip, viața în continuare vine tot prin mamă și prin tată, nu prin toate suciturile din mintea celor din lumea de astăzi. Tot prin mamă și prin tată. Dar dăjduim că Bunul Dumnezeu va da înțelepciune părinților să primească și mai departe darul vieții, întărire într-o dreaptă credință și păzește într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! Carla, tati, în momentul în care o să vezi imaginile astea, probabil o să fii deja mare, o să avem deja mii, poate zeci de mii de momente împreună. Vreau să știi că te iubim din tot sufletul, vreau să știi că ne-am dorit foarte mult ca tu să apari în familia noastră și că ne dorim din tot sufletul ca tu să fii raza noastră de soare în toată viața asta. Cea mai importantă este viața. Dar iată, pe 9 martie, astăzi, de prăznuirea Sfinților 40 de mucenici, ea a primit și haina botezului, adică a primit numirea de creștin și a devenit fiică a lui Dumnezeu și de drept moștenitoare a Împărăției Cerești. Te iubim foarte, foarte, foarte mult!